Potrivit Ministerului Sănătății, deciziile Comisiei nu pot fi influențate de Ministerul Sănătății, ele luându-se în urma analizării obiective a solicitărilor și a realităților existente în teritoriu, astfel încât înființarea unor noi substații de ambulanță să fie justificată din punct de vedere al nevoilor de servicii medicale de urgență în zonele pe care le deservesc. Aprobarea unei substații de ambulanță nu ține de Ministrul Sănătății, iar Ministerul Sănătății are doar doi membri în comisia care avizează înființarea acestora. Așa cum știți, colaborez cu autoritățile locale pentru a crește calitatea serviciilor medicale din zonele pe care aceștia le reprezintă și investim foarte mult anul acesta în sănătate fără să ținem cont de culoarea politică, pentru că, așa cum am mai spus, sănătatea nu are culoare politică. Este regretabil că domnul primar din Ulmen a ales această modalitate de a face campanie electorală, probabil și imaginează că îi va aduce aprecierea comunității și implicit capital politic, a declarat Solina Pintea, Ministrul Sănătății. Potrivit Ministrului Sănătății Sorina Pinta, în anul 2015 s-au transmis către Ministerul Sănătății două solicitări pentru înființarea unei substații de ambulanță în Ulmeni, care să asigure asistența medicală de urgență pentru locuitorii orașului și zonele rurale limitrofe. Ambele solicitări au fost direcționate către Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care nu a aprobat solicitările, având în vedere faptul că pentru rezolvarea cazurilor din localitatea Ulmeni, echipajul de prim ajutor Fărcașa poate interveni veni în această zonă, media fiind de doar 3 cazuri pe 24 de ore pe echipaj, activitatea echipajului ar fi fost la un nivel de intensitate sub mediu. Ministerul Sănătății face precizarea că din anul 2015 până în prezent nu a mai fost transmisă o altă solicitare pentru înființarea unei substații de ambulanță în localitatea Ulmeni. De asemenea, Ministrul Sănătății menționează că nu a fost aprobată înființarea unei substații de ambulanță în localitatea Ariniș, astfel încât motivarea gestului inițiat de primarul din Ulmen, Lucian Morar, din scris scrisoarea de protest transmisă către Ministerul Sănătății în data de 16 aprilie, la o zi după demararea acțiunilor sale, nu este reală, spune Sorina Pintea.